Bună seara și bine ați venit la întâlnirea cu Profonai. Tu te numești Mihail și tu? Cosmin. Mihai și Cosmin. Ne s-au adăugat încă doi colegi. Lui Andreea. Andreea era de bază, rămâne în continuare pe unul de bază. Zicem, tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa a 10-a. E vineri, sfârșitul activității, de la ora 8 la 10 facem matematică. Măi, chiar nu e în regulă treaba asta. Da? Împotriva firii. Da? Prof. Online își găsește timp și face cum lucrarea asta. Așadar, radical din 4x minus 3 plus radical din 5x minus 1 așa, egal cu 3. Să rezolvăm ecuația asta. Deci înainte și îmi dai altă, și altă, da, dacă e terminat-o. Da. Eu pun mai multe pe tablă. Hai să punem. Radical din 7x minus 8 plus radical din 7x, din 7x minus 6 plus radical din 5x pătrat 5x pătrat minus 4 egal cu 2. Cu voi, băieți. Ne ocupăm de prima. Condițiile existente. Așa. Deci care sunt? 4x minus 3 mai mare egal decât 0. 4x minus 3 mai mare egal decât 0. 4x mai mare egal decât 3x. Hai să le punem ca amândouă. Și 5x minus 3 mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Din prima x mai mare egal decât 3 pe 4, nu? Bă, vezi, nu ai. Rezultă că x aparține. Hai. 3 pe 4 plus infinit. 3 pe 4 plus x la plus infinit. Și cealaltă? 5x plus... 1 pe 5 la infinit. X mai mare egal decât 1 pe 5. Înseamnă x aparține. Vorbești și lucrezi, da? Da. X aparține la 1 pe 5 la plus infinit. Zona comună. Adică să luăm pe axă să vedem exact. Deci 0 pe aici undeva. 3 pe 4, adică 3 pătrim. Aici este 3 pe 4. La plus infinit. Și o cincime la plus infinit. O cincime la plus infinit. Care e zona comună? 3 pe 4 infinit. Sigur că da. Deci intersecția x aparține lui 3 pe 4 la plus infinit. Aici e zona unde vom lucra. Unde că așteptăm soluția. Dacă nu mai apare și alte restricții. Și Ciprian? Ciprian, pe vezi, nu? Cosmin. Cosmin, cum lucrăm mai departe? Este formula de A plus B totul la pătrat. Deci luăm exercițiul de aici, nu? Deci îl scriu din nou, radical din 4x minus 3 plus radical din 5x minus 1 egal cu 3. Și tu dorești să scapi de radical. Da. Asta e povestea, da? Deci ridicăm și în stânga și ambii membri la pătrat, da? Și în stânga și în dreapta. La pătrat și aici la pătrat. Și zi acum, te rog. 4x minus 3. Deci prima parte la pătrat. Da. 4x minus 3 plus 2 ori... De 2 ori prima ori a doua. 2 radical din 4x minus 3 ori. Lucrează, tu stai cu capul în căițelul tău și lucrezi. Nu mă aștepți pe mine. Și te uiți așa, la spectacol. Vorbești în timp ce lucrezi. Deci 4x minus 3 plus 2 radical din 4x minus 3 ori radical din
5x minus 1, da? Da. Plus b pătrat, adică spate radicalul al doilea. Și plus cât? 5x egal cu 9, da? Echivalent cu. Ia să vedem. Echivalent cu. Mihai vorbește. 9x. 9x, 4 cu 5, 9x. 9x. Minus 4. Minus 3 și minus 1. Face minus 4. Minus 4 plus 2 radical din... Vorbește. 4x minus 3 ori radical din 5x minus 1. Putem să băgăm sub aceeași radical, că am 2 sunt de aceeași indicii. Da. Deci expresia asta ori cealaltă, da? Da. 4x minus 3 ori 5x minus 1 egal cu 9. Echivalent cu. Sigur că mulțim, dar între timp să-l izolăm pe radicalul ăsta, adică ducem tot da. În partea cealaltă. Da. Să rămân numai radicalul ăsta în stânga și vine 2 radical din... 4x minus 3 tot pe 5x minus 1. Da, 4x minus 3 tot pe lângă 5x minus 1 egal cu... Minus 9x. Minus 9x. Plus 13. Plus 13. 94, 13, da? Și acum, mulțim paranteze drept, dar am mai pus mai la punct o idee aseară. Înainte de radical la pătrat, radicalul ce fel de număr este ăsta? Un număr pozitiv. Da. Și atunci trebuie să fie egal cu un număr pozitiv. Deci venim cu o condiție la momentul ăsta, minus 9x plus 13, mai mare egal decât 0. Deci apare momentul ăsta să se impune ca să cere mai mare egal decât 0. Deci iată că se adaugă minus 9x plus 13, mai mare egal decât 0, ce ar fi însemnat, deci, ce înseamnă echivalent cu minus 9x mai mare egal decât minus 13, așa e? Da, da. Înmulțim cu minus 1 și vine 9x mai mic egal decât 13, adică echivalent cu x mai mic egal decât 13 pe 9. Deci x aparține de la minus infinit până la 13 pe 9. Deci iată că s-a adăugat o restricție. La cea care o avem de la 3 pe 4 încolo, așa era stabilit, mai vine asta. Și atunci luăm din nou pe axă ca să reprezentăm. 3 pe 4 la 13 pe 9. Așa bine, nu? 3 pe 4 până la 13 pe 9, care nu știu ceva. Să vede asta e zona. Pentru că prima vrea de aici, de la 3 pe 4 la plus infinit, iar cealaltă vine de la minus infinit până la cât? Până la 13 pe 4. Și se vede pe 9, da. Se vede zona comună, asta este. Deci, acum adăugăm că lucrăm de la 3 pe 4 la 13 pe 9. Asta este... Asta e intervalul în care căutăm soluția. La 13 pe 4 la 3 pe 4 la 13 pe 9. Și ridicăm acum ambii membri la pătrat. Da? Și vine ce? În stânga, dacă ridicăm la pătrat. Așa. Stânga vine 4 pe lângă. 4 pe lângă. Cine? Mulțim. 4, 5, 20. Vorbește Mihai. 20x pătrat. 20x pătrat, minus 4x. Da. Minus 50x. X. Plus 3. Plus 3. Plus 3, nu? Egal cu? 81x. 81x pătrat. Plus 100. E doar prima parte, ori a doua. 2, 9, 18. Minus este, nu? Minus cât? 234. 234 plus 169. Da? Egal. Plus 169. Și înmulțim cu 4 și vine aici 4 ori 20x pătrat minus 19 ori 4, că 4 cu 15 și 19 ori 4. 9 ori 4, 3, 6. 4 ori 4, 3.
76 pare bine. E bine? Deci am zis încă o dată 14, 15, 19. 19 ori 4. 4 ori 9, 36. 4 ori 4, 36. 76, e bine. Plus 4 ori 3, 12. Egal cu 81x² minus 234 x, cred că trebuia să fie. De ce? Da, 234 x. X, am uitat să pun pe x, plus 169. Și o să ducem pe ăștia în partea asta. Din 81x² minus 80. Și apare x². Deci e echivalent cu asta de x² minus 234 plus 76 face minus 6 din 14, 8 și 7 din 12, 5. 158, parcă bine, da? 158x și cu termen liber ar însemna din 169 scădem pe 12. Face 157 plus 157. X aici, da? Minus 158x plus 157. Egal cu 0. Care sunt cele două rădăcini? X egal cu 157. Da, și X2 egal cu 1. Ce două numere adunate fac 158 și înmulțite îți fac 157. Aici e suma și aici e produsul. Deci x1 egal cu 1 și x2 egal cu 157. Acum aplicăm formula de rezolvare. Și în urma așa se găsesc cele două rădăcini. N-am mai pierdut timp. Acum să vedem care din ele sunt în intervalul de studiu, în restricția noastră. 1 s-ar afla aici. De la 3 pe 4 la 13 pe 9. Că 13 pe 9 înseamnă 1 și ceva. 3 pe 4, 0,75. S-a aflat, da? Deci aparține intervalului 3 pe 4 la 13 pe 9. De cealaltă mai aparține? Nu. Nu aparține. De la 3 pe 4 la 13 pe 9. În final, asta de-a doua nu mai poate, nu este soluție. Dacă nu puneam restricția asta, lucram de la 3 pe 4 încolo. Și o luam și pe asta. Ca soluție. Că s-a aflat aici. S-a lipit ca o variantă prin ridicare la pătrat. Cu un număr negativ la pătrat face un număr pozitiv. Și dacă ăsta ar fi fost negativ, atunci din motivul ăsta s-a adăugat. Așa că dacă cumva nu vă vine în minte să pune restricția, și probabil la casă nu puneți restricția asta, deci la momentul când ridicați a doua la pătrat nu puneți condiție, atunci nu le acceptați, chit că s-a aflat un interval, ci vă întoarceți și verificați. Și care verifică, aceea e de acceptat. Bunoară, dacă mă întorc la x egal cu 1, să văd dacă e bună și cu asta, și constat dacă am lucrat corect sau nu. Iată cât vine radical din cât vine. Radical din 4 ori 1 minus 3 plus radical din 5 ori 1 minus 1 egal cu 4 ori 1, 4 minus 3, 1. Radical din 1 face 1 plus 5 ori 1, 5 minus 1, 4. Radical din 4 face plus 2 egal cu 3. Da. Bine. Și acum zic, x este x egal cu 1, care găsit o soluție, că verifică. A dat 3. Dacă mă duc x egal cu... cu cine? Cu 157, parcă a fost, nu? Da, 157. Se întâmplă ce lucru? Vine radical din 4 ori 157 minus 3 plus radical din 5 ori 157 minus 1, egal cu. Și aici face 400, 600, radical 600 face număr mare. Și aici destul de mare și nu face egal cu 3.
Deci diferit de 3. Înseamnă că x-ul acesta, x egal cu 167, nu este soluție. Nu este soluție. Numai x egal cu 1, soluție care și verificat. Că de fapt, noi ce urmărim? Să găsim pe cei x care, odată înlocuiți, să facă, să fie relația asta adevărată. Ca să înseamnă ales valori pații. A găsit acele valori pe care, dacă înlocuim, să conducă la o propoziție adevărată. Să transformi predicatul în propoziție adevărată. Mă recapitulăm încă o dată. Ce a fost aici de observabil? Păi, am pus condiții de existență. Am găsit intervalul de studiu, asta. Și până începem încercăm să scăpăm de radical. Da? Și am păstrat, am aplicat formula I2 radical, binomul A și B, ăsta, A plus B totul la a doua. E A pătrat plus B, B plus B pătrat. Nu e formula lui Mihai. Avea el o formulă. Este A pătrat plus B pătrat. Scăpa el de radical la a doua. Deci, și era hotărât. Să certe cu mine aseară. Ce, domnule, de asta, așa nu facem la clasă. Și am zis, bă, dacă așa este, altă caiet, o să-l punem aici, să-l filmăm. Că nu cred eu că există așa, dacă vă spun că așa este. Bine. Da. Ei, și când am uitat la pătrat după formula binomului, lucrurile au mers așa cum vedeți, dar trebuie să spun că e destul de greu. Care ar fi o altă idee mea? Trecem în radicală în dreapta. Asta a fost mult mai rapid. Să vedem dacă așa stau lucrurile. Deci, un radical îl ținem într-o membru și altul ținem cu doi. Pare mai simplu, zicem noi. Dar să constatăm acest lucru. Da? Să zicem că lăsăm pe care spuneam eu, Mihai. 4x. Nu are importanță, că să zicem că nu merge destul de aproape. Da? Deci zicem, radical din 4x minus 3 egal cu 3 minus radical din 5x minus 1. Și ridicăm ambii membri la pătrat. Dar atenție! Acum să-ți repară o greșeală. Că ăsta poate să fie negativ și că la pătrat devine pozitiv. Poate să prindă o soluție în plus, cum s-a întâmplat acolo, la un moment dat. De aceea, înainte de la pătrat, lângă condițiile care le avem aici, o adăugăm și pe asta, că 3 minus radical din 5x minus 1 să fie mai mare egal decât 0. Dar nu mă rezolvăm. O lăsăm acolo, ca îndată ce găsim soluțiile, să vedem dacă asta va fi verificat. Că este în ecuație, este mult mai greu de rezolvat decât o ecuație. Nu-i cu egal, ci inegal. Inegalitate. Și acum, echivalentul. Cosmin. 16. Nu mai că... 4x minus 3. Așa, 4x minus 3 egal cu... Lucrează și... 4x minus 3 egal cu? 9. Așa. Minus radical din 5. Minus 9. De două ori, prima ori a doua. Din nou aici. Ăsta e A-ul. Și ăsta e B-ul. A prins formula lui Mihai? Ia vezi? Antologic. 2 ori 3 ori... 6 ori radical. Deci vin minus 6 radical din 5x minus 1. Plus. Că ăsta din minus la pătrat face cu plus. Deci plus 5x minus 1. Plus 5x minus 1. Echivalentul. Și acum, căutăm să fie radicalul izolat, fiind cu minus, îl duc în partea stângă și va veni 6 radical. 6 radical din
5x minus 1, egal cu, iată, cei cu x îi ducem în dreapta și vine 9 și cu minus 1 face cât? 8 și cu 3, 8 și cu 3, 11, nu? 11. 5x minus 4x, 5x minus 4x face plus x. Așa arată exercițiul. Și acum zicem 11 plus x trebuie mai egal decât 0. Adică x mai mic egal decât minus 11. Decât 11, sau cât din x mai mare egal ca minus 11, am văzut. X mai mare egal ca minus 11. Dar lucrăm la 3 pe 4 încolo. Deci este adevărat asta, nu? Și acum ar fi fără emul, mă țin la pătrat. Ce rezultă? Ce rezultă? 36 36 pe lângă 5x minus 1 egal cu 121 121 plus de 2 ori prima ori a doua 22x plus 22x și plus x pătrat. Și la mai departe. Ordonăm, ducem tot într-un singur membru și ar să fie x pătrat plus 22x plus 121 minus 365 minus 180x și plus 36 egal cu 0. Știți de ce plus 36? Vine minus 36, vine plus 36. Șansa o să avem x pătrat 22x minus 180x face minus 158. 158 x și 36 plus 121 face 100 plus 157 egal cu 0. Vă amintiți aceeași ecuație. Am obținut x pătrat minus 158 x plus 157 egal 0 și atunci decimele sunt x1 egal cu 1 și x2 egal cu 157. Am în două am două valori, doar una, 1 este în zona de lucru și rămânem cu x egal cu 1, cealaltă 157 nu verifică. Am pus și condiția asta să fie aici, dar cel mai sănătos este să mă întorc la început și să vedem care verifică. Și numai unul verifică. Care e varianta dintre cele două mai ușoare? Asta, izolăm doar radicală. Pentru că e mai dificil acolo, când zice două radicală, o radicală și zice o dată la pătrat și nu știu ce. Așa, ai x în parte și cealaltă, este un singur radical și din cine este? Din 5x minus 1. Nu din 5x minus 1 pe lângă cealaltă mulțită acolo, cele două paranteze. Deci e mai dificil așa. Înseamnă că așa o să facem de acum. Când avem o ecuație irațională cu doi radicali, unul din radicale ducem în stânga. În partea dreaptă și ridicăm la pătrat. Dar atenție, când ridicăm la pătrat, în dreapta este un binom. Un binom are și noi, A plus B. Poate fi A minus B aici și e formula binomului, diferență. Da, ne ducem la cealaltă ecuație. Cum procedăm? Idei. Mai fi condiții. Sigur că da. Deci, condiția ar fi că să punem 7x minus 6 mai mare egal decât 0 și respectiv 5x pătrat minus 4 mai mare egal decât 0. Prima echivalente cu Cosmin. 7x mai mare sau egal ca 6. Adică x mai mare egal decât mai mare ca 6 pe 7. Adică x aparține intervalului. De la 6 pe 7 plus infinit. Da. Și cealaltă?
Ce facem? Mai galăm cu 0. Fiind gradul 2. Da? 5x pătrat minus 4 egal cu 0. Găsim rădăcinile, dar vedem că nu avem B-ul și atunci e convenabil să zicem că 5x pătrat egal cu 4, ceea ce înseamnă că x pătrat egal cu 4 pe 5, x pătrat egal cu 4 pe 5, și atunci x1, 2 este egal cu plus minus radical din 4 pe 5, care înseamnă plus minus 2 pe radical din 5. Plus minus 2 pe radical din 5. Acestea sunt cele două valori. S-a închis ușa, nu s-a închis, nu? Când ați venit, bă, n-ați închis ușa sus la el. Hai, închis-o. Hai să duce-o, ca să nu mai e. Să tragi măcar iaua. Atât. Deci x1, 2 egal cu plus minus 2 pe radical din 5. Ce facem? Nu ne rămâne decât să facem un tabel de variația semnului. X de la minus infinit la plus infinit. Valorile găsite sunt minus 2 pe radical din 5, respectiv 2 pe radical din 5. Deci minus 2 pe radical din 5 și 2 pe radical din 5. 0 și 0, adică x pătrat, nu x pătrat, cine e? 5x pătrat. 5x pătrat minus 4. Este 0 unde este 0? La minus 2 pe radical din 5 și la 2 pe radical din 5. Și acum, luăm o valoare de la minus infinit la minus 2 pe radical din 5. Ce valoare să luăm aici? Minus, cred că minus 1 e în stânga. E minus 2 pe radical din 5 mai aproape de 0. Minus 1. Și dacă încuim x cu minus 1, vine 5 ori minus 1 la pătrat. Minus 1 la pătrat face 1. 5 ori 1, 5, minus 4, 1. Pozitiv. Deci în dreptul de minus 1 obținem plus. Și plus va fi tot timpul. Între, luăm o valoare între minus 2 pe radical din 5 și 2 pe radical din 5, este 0 la îndemână. Deci dacă luăm pe 0, imaginea lui 0 este 5 ori 0, 0 și cu minus 4, minus 4. Deci e negativ aici. Și pe urmă, dacă luăm dincolo, va fi pozitiv. Cum trebuia să fie 5x pătrat? 5x pătrat minus 4 trebuia să fie mai mare egal decât 0. 5x pătrat minus 4 mai mare egal cu 0. Și atunci, unde e mai mare egal cu 0? Minus infinit la minus 2 pe 5. Deci x aparțin la minus infinit la 2 pe minus 2 pe radical din 5 și respectiv la reunit cu 2 pe radical din 5 la plus infinit. Iată, așa rezolvăm ecuația de gradul 2. Așadar, mă întorc și scriu din condițiile impuse. 5x minus 6. Da? Ai făcut ecuația? Dacă ai făcut-o, acum să dăm așa. Știți, băieți, acolo știți în dreptul condițiilor, așa, radical din x pătrat minus 7 pe x pătrat, radical din x pătrat minus 7 pe x pătrat, plus radical din x minus 7 pe x pătrat, egal cu x. Așa. Deci 5x minus 6 mai mare egal decât 0. Și 5x pătrat minus 4 mai mare egal decât 0. Da? Astea au fost condițiile impuse. Din prima asta e echivalentă cu x. Este echivalentă, spune că x aparține de la 7x.
De la 6 pe 7 la plus infinit, nu? Nu, și 7x minus 6. 7x, da, corect. 7x minus 6, x aparține de la 6 pe 7 la plus infinit. Și cel de-al doua este echivalent cu ce variantă? Cu x aparține de la... Spuneți. În ecuația a doua, mă, că am plecat pe aia. Și am găsit ca rezultat. Minus, x aparține de la minus infinit până la minus 2 pe, minus 2 pe radical din 5. Reunit cu nu minus 2, 2 pe radical din 5. Da? La plus infinit. Deci, întrebarea așa. Ce x? Pentru ce x se întâmplă ca asta să fie mai, mai mare egal ca 0? Răspunsul. Pentru x și de la minus infinit la minus 2 pe radical din 5, reunit cu 2 pe radical din 5 la plus infinit. Hai să luăm un x de aici. Unar minus 2. Minus 2 dacă locuim aici. Minus 2 la pătrat face 4. 5 ori 4, 20. Minus 4, 16. Număr pozitiv. Deci noi am găsit toți x-ii pe care dacă îi locuim, asta e adevărat. Adică există radicală de acolo. Și acum să vedem zona comună, luăm pe axă, să vedem intersecția. Deci, mai întâi de la 6 pe 7 la plus infinit. Deci de la 6 pe 7 la plus infinit. Apoi, minus 2 pe radical din 5, cam pe unde este? E negativ, îl punem aici, da? Minus 2 pe radical din 5. Și 2 pe radical din 5 să-l pun din coace sau din coace? Aici e problema. 2 pe radical din 5. Eu nu știu care e mai mare între 6 pe 7, vecinul său, 2 pe radical din 5. Nu știu care e mai mare între astea, ca să știu cum să poziționez. Mă încur că radical din 5 aici. Ai 2, nu știu cât, cu 10 mare, nu se mai termină. Și de aceea, iau echivalent într-o altă scriere la pătrat, adică. Este numere pozitive. Și vine 36 pe 49 cu vecinul. Cu vecinul cât vine? Dacă ridicăm la pătrat. 4 pe 5. 9. 4 pe 5, pardon, e bine. 4 pe 5. Și acum trebuie să hotărâm care e mai mare, 36 pe 49 sau 4 pe 5. Nu fac împărțirea. Ci pur și simplu fac produsul ăsta cu produsul ăsta. Și vine 36 ori. Sau altfel spus, amplific asta cu 5. Asta cu 49, poftit ca să avem același numitor. Da? Și vine 5 ori 36, din 5 ori 6, 30. 5 ori 3, 5 ori 3, 100. 180 supra 49 ori 5. Și vecina este 49 ori 4. 49 ori 36. 4 ori 4, 16. Și cu 3, 19. 196 pe 5. Pe 5 ori 49. Deci, cum se compară două fracții? Când sunt foarte sensibile, una lângă alta, așa. Și e foarte greu de sesizat diferența. Deci noi avem de văzut cum facem 6 pe 7 și 2 pe radical din 5, îl pun pe 2 pe radical din 5 în dreapta sau în stânga. Adică 2 pe radical din 5 e mai mare sau mai mic decât 6 pe 7? Și, fiindcă avem radical din 5, am aplicat ambimembri la pătrat. Și am zis că este 36 pe 49 și 4 pe 5. Și ca să le compar, trebuie să am același numitor. Una are 49 și alta are 5. Și atunci am înmulțit fracția asta și sus și jos cu 5 și am dus-o. 36 pe 49 este echivalent cu a spune că e 180 pe 49 ori 5.
Alo. Vă rog, sunt într-o lecție de matematică. După 10, dacă... Păi, dacă sunt în lecție de matematică, pot întrerupe ce zice? Să și filmează? Da. 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 Mâine dimineață de dimineață, la 7:30. Am înțeles, am înțeles, de apicultură. Dacă era de matematică, vă puteam oferi răspunsul pe loc. Bine. Da, da, la 7:30. La revedere. Așa. Deci. Iată, îmi scrie o mămică. Bună ziua, domnule profesor. Sunt mama unei elevi din Galați, clasa 8-a. Anul trecut am calificat, ne-am calificat la Olimpiada Națională de Matematică. În acest an, pentru că e doar un loc și am ieșit pe locul 2, nu ne-am mai calificat. Căutăm soluții alternative pentru pregătire astfel încât la anul să fie mai bine pregătită. Puteți face o activitate de pregătire pentru performanță pe internet sau altfel? În ce condiții financiare? Marinela. Marinela Buriana. Doamnă, eu vă mărturisesc că am avut activitatea asta intensă pentru Olimpiadă cu mulți ani în urmă. Acum am o altă problemă importantă, aceea de a mă ocupa în mod deosebit de majoritatea celor 90% dintre elevii școlii românești care sunt într-o situație dificilă. Acei 3-4% care sunt olimpici au obținut locul 1, locul 2 pe faza, la faza județeană, se pot duce singuri. Deci părerea mea este că trebuie muncit foarte mult. Sigur că bine ar fi cu bagheta unui profesor care are performanță în spate și se ocupă de așa ceva. Dar a neglija ceea ce am eu acum de făcut, să mă ocup de performanță, n-am timp să o fac. Nu, nu, pentru mine nu se merită. Nu se merită pentru că 98%, să zicem, au nevoie de prof online cu tipuri de exerciții de acestea. Cei ce au nevoie acum, concret, la clasă. La școală sunt masivi. La voi la clasă cât sunt? Hai să vorbim așa. Sunteți 90% în starea asta, așa, cu nevoile astea. Cât sunt copii din clasă la voi care pricep la matematică de 9 și de 10? 2 elevi. Cât? 2 elevi. 1-2. Corect. Dar asta, asta e realitatea în școală. Dar sub voi sunt o parte și mai slabi. Nu? Voi sunteți, după părerea mea, cineva la mijloc, așa. Nu știu ce medie aveți acolo. Cât, ce medie aici? 8. Și? 7. 7 și 8. Deci medie foarte tare. Da? Deci sub voi sunt o masă mare acolo, care nu știu, nu știu semn la gen, nu știu nimic. Stau acolo, de, e deschis, sunt prezent la ora de matematică, dar nu știu treabă. Nici la tine nu e în rost. Nu? Așa, așa este, este. Asta e situația în școala românească. Iar eu mă ocup tocmai pentru aceștia care au mare nevoie. Da, continuăm. I-am dat răspunsul că am auzit că, mă rog, am citit mesajul, vrea așa ceva. Da, hai să ne întoarcem. Vezi? Asta e, de, e chestie foarte tare, ca să compar două numere. Eu nu știam să-l pun în dreapta, să-l pun pe 2 pe radical 5 sau în stânga. Care e mai mare? Și atunci ne-am privit pe cele două. Fiindcă radical de 5 n-am cum să mă mișc și atunci am venit la pătrat. Am greutăți, una e 49, numitor, alta e 5. Și am mulțit cu 5 ca să o transform într-o echivalentă. 180 pe 49 ori 5.
și cealaltă cu un 49. Așa 4 pe 5 cu 49 și s-a dus într-o 196 și 5 ori 49, da? 5 ori 49. Și acum e vizibil, numitorul este același și cea care are numărătorul mai mare, asta, e și mai mare. Adică 4 pe 5 e mai mare. Adică asta e mai mare. 2 pe radical din 5. Nu, am pus semnul I, dar vedeți? Fiți atenți și înțelegeți și voi. Mai mare înseamnă așa. Nu? Și iată, intervin, mare. Asta e mai mic, asta e mai mare. Și dacă asta e mai mare, 2 pe radical din 5 îl pun aici. Da? 2 pe radical din 5 am pus aici. Și atunci, în clipa asta, iată, băi Mihai, băi și 7 la matematică și mei, băi, iar mi-am amintit. Dar mi-am amintit, băi, ce vrei să fac? M-am pus în situația asta și am zis, băi, că trebuie împușcat profesoara asta. Așa zis, nu? Da. Deci trebuie împușcat dacă tu spune așa o trăznaie. Și ți-am arătat și ți-am dovedit și tot de zis. Nu-i bun. Da, bine. Și cealaltă, minus 2 pe radical din 5. Ei, care e zona comună încât să fie și una și alta? Unde sunt cele două linii suprapuse? La 2 pe radical din 5 la plus infinit. Dar aici vedem pe două. Deci intersecția celor două, din condițiile impuse, spunem că x aparține de la 2 pe radical din 5 la plus infinit. Și cu asta am clarificat zona în care vom lucra. Deci abia acum am clarificat zona în care vom lucra. Repetăm încă o dată. Ce vrea? Sau Cosmin, ce vrea? Cosmin. Deci am pus condiția de existența primului radical. Da. Adică 5 sub radical mai mare ca 0 și asta a fost banal, că e inecuație gradul 1. La inecuația de gradul 2, atenție, se egalează cu 0, că se mână de 5, facem tabelul de variația semnului și citim din tabelul unde e pozitiv. Pozitiv trebuia să fie. Și am văzut. De la minus infinit până la 2 pe minus radical, sau minus 2 pe radical din 5, și de la 2 pe radical din 5 la plus infinit. Când am găsit făcut intersecția, ne-a ieșit 2 pe radical din 5 la plus infinit. Ei, și acum să ne apucăm de treabă. Deci până acum nu am făcut decât să vedem în ce interval căutăm x și, pentru că ne întrebam, noi lucrăm cu radicale aia, dar ei trebuie să existe. Ca să x nu cumva să fie sub radical un număr negativ. Asta era problema. Și acum ce facem? Păi, nu stăm pe gânduri, asta e ecuația de acolo, nu? Fiind doi radical după experiența câștigată anterior, izolăm un radical. Păstrăm în membru stâng un singur radical. Pe care propune să-l păstrăm? 7x-6. Pe ăsta vrei tu. Eu ți-ar propune pe ăsta să-l păstrăm, că e x pătrat. Da. Și când ridicăm la pătrat, dispare radicalul acela. Da? Deci așa se face. Ne zicem și noi. Radical din 5x pătrat minus 4 egal cu 2 minus radical din 7x minus 6. Facem așa, dacă nu o să fie bine, facem mișcarea cealaltă. Se pare că nu e bine, da? Deocamdată, că am apucat de a zice așa, mergem să vedem de ce nu e bine. Deci, fiindcă m-am membrit la pătrat, atunci e echivalentul. Ăsta, zic pe mine. 5x minus 5x pătrat minus 4. Egal cu? 4. 4, da. 2 ori... A, minus 2 ori... Minus 2 ori 2 radical, deci vine minus 4 radical din 7x minus 6. Așa, plus? Plus 7x minus 6. 7x minus 6. Echivalent. Ducem tot în primul membru. Hai să izolăm radicalul. Adică minus 4 radical, deci în partea stângă. Deci vine 4 radical. Deci vine 4 radical din
din cât? De 7x minus 6 este egal cu? Minus 5x pătrat. Minus 5x pătrat, rămâne sigur. Minus 5x pătrat. În x am 7x ăsta. E sigur, nu? Da. Plus 7x. Și termen liber, vine minus 4. În partea asta 4 și 4, 8. Minus 6 plus 2. Și acum ar trebui să zic încă o dată la pătrat. Dacă se zic aici dată la pătrat, intri 9. La pătrat. Și este formula de asta. X la 2, când X la 2 face X la 4. Dă ghișițul foarte urât. Deci e un polinom de grad superior. Așa că abandonez ideea. Mă întorc și zic, hai să încerc varianta în care să-l păstrez pe cine pe locul întâi. Nu pe radical din 5x pătrat minus 4, ci pe radical din 7x plus minus 6. Deci zicem radical din 7x minus 6 egal cu 2. 2 minus radical din x pătrat minus 4. Echivalentul. La pătrat vorbește Mihai acum. Ridicăm la pătrat. Da, ambii membri. Și avem 7x minus 6. 7x minus 6 egal cu 4 minus, 4 minus 4 radical din 5x pătrat minus 4 5x pătrat minus 4 plus 5x pătrat 4 minus 4 5x pătrat minus 4 echivalentul. Trecem minus 4 radical în stânga da. Și vom avea 4 radical din 5x pătrat minus 4 5x pătrat minus 4 egal cu 5x pătrat da, 5x pătrat minus 7x minus 7x minus plus 6 deci 5x pătrat minus 7x plus 6 și cu 4, 10 minus 4 adică 4 minus 4 se reduce și vine cu 6 da. Băieți, și cred că la pătrat iarăși așa-și poveste. S-a stricat ghișitul ăsta, e complicat. Foarte complicat. Nu vine să zic la pătrat că ajung la ecuație de gradul 4. Nu era de mână. Totul provine din faptul că am zis x pătrat aici. Dacă ziceam 5x minus 4, era modelul știut. Dar acum l-am complicat foarte tare. Foarte tare. Pe ideea clasică nu mai pot să mă descurc. Îmi trebuie o idee originală. Ceva care n-am mai făcut niciodată. Asta era matematică. Deci acum am intrat într-un clinch, când tocmai mi-am pus la punct o serie de idei, cât pe ce să mă descurc, deodată m-am lovit de un exercițiu care nu mai respectă stilul clasic. Deci, repet, suntem într-o situație dificilă. Și acum, chemăm o idee. Sunăm un prieten, nu? Ce să-i facem? Le-ai făcut pe ăsta, Andreea? Da, noi tot modelul care mi-a dat ieri, să scriem doi, să ducem partea cea... Hai. Deci pe 2 zicem, zice minus 2 egal cu 0. Și pe 2 rupe minus 1, minus 1. Ia să vedeți ce își mette aici. Deci, zicem radical din 7x minus 6 minus 1 plus radical din 7, din 5x pătrat 5x pătrat minus 4 minus 1 egal cu 0. Dar aici ai găsit o soluție? Nu, lasă, la ecuația asta că ți-am... Nu, am încercat cu schema lui Cordel, că am lansat o ecuație de gradul 4. Da, pentru că mi s-a redus la un moment dat minus 7 x pătrat cu... Mai încearcă, trebuie să fie vreo idee. Oricum nu mai este în clasă, că dacă ai fost un număr aici,
le rupeai, cum ai făcut cu rapoarte, e mix. Deci e o complicat. E și mai complicat. A fost chema recordă, nu merge? Păi, vezi dacă îți merge. Păi nu merge. Păi. Acum, băieți, aici este A minus B. Da? Deci eu am așa, ăsta e A-ul și ăsta e B-ul. Și la A minus B, dacă am înmulțit cu A plus B, deci dacă am înmulțit cu A plus B, îl face A la 2 minus B la 2. Dispare radicalul. Și atunci, luăm deoparte, radical din 7x minus 6 minus 1 supra 1, că doar e aceeași treabă. Deci zice 7x minus 6 minus 1, tot pe 1. Și mulțim și sus și jos cu 7x, radical de 7x, minus 6 plus 1. Deci mulțim și numărător și numitorul, cu conjugatul, cum se cheamă asta. Da? Deci vom avea egal mai departe cu linii fracții. Radical din 7x minus 6 plus 1 pe lângă, radical din 7x minus 6 minus 1. Totul supra, radical din 7x minus 6 plus 1. Adică exact cât am mulțit și sus și jos. Că acum s-a simplificat și rămâne cea dinainte. Dar nu simplifică, n-am făcut, nu sunt... Ce fac din A plus B pe lângă A minus B face A la 2 minus B la 2. Deci va face egal mai departe cu radical din 7x 7x minus 6 plus 1. Radical din 7x minus 6 plus 1. La pătrat. La pătrat. Da? Din 7x minus 6 la pătrat minus B pătrat. Minus 1 la 2. Deci, Mihai, A plus B lângă A minus B face A la a doua minus B la a doua. Formula. Deci A minus B lângă A plus B este egal cu A la a doua minus B la a doua. A la a doua minus B la a doua. Și jos rămâne radical din 7x minus 6 plus 1. Și egal mai departe. Vine din fracție. Și ăsta la pătrat dispare radicalul și rămâne cât dacă dispare radicalul? Rămâne 7x minus 6. 7x minus 6. Minus 1. Totul supraradical din 7x minus 6 plus 1. Și egal cu 7x minus 7 și face 7 pe lângă x minus 1. Deci face 7 pe lângă x minus 1. Totul supraradical din 7x minus 6 plus 1. S-a făcut. S-a făcut 50. Oprește-o și dă drumul la primul.